Un alt set de convingeri pe care îți recomand să-l inspectezi sau să-l lucrezi cu cineva, da? Cu un coach, de exemplu, care te poate ghida în sensul acesta, sau cu un prieten sau cu cineva care are deja rezultatele pe care tu ți le dorești, sunt convingerile despre vânzări. Ce crezi tu despre a te vinde și despre a vinde? Crezi că vânzările și marketingul înseamnă manipulare? Crezi că înseamnă doar, nu știu, ai păcălit pe, înseamnă doar propagandă, înseamnă ai păcălit pe oameni, ai astfel de convingeri, sau crezi că prin vânzări și prin marketing reușești să aduci în fața publicului un produs pe care acesta chiar și-l dorește, de care chiar are nevoie și care chiar îi rezolvă o problemă? Și ultimul set de convingeri pe care vreau să îl inspectez, să încep să observ, de exemplu, ce spui în mintea ta atunci când vine vorba despre aceste subiecte, sau ce le spui prietenilor tăi, sau ce gândești atunci când vezi o persoană care încearcă să-ți vândă ceva, sau ce gândești atunci când vezi un om care este așa proactiv și tot timpul pus pe acțiune, sau ce gândești despre serviciile tale, de exemplu. Și ultimul set, spuneam, este cel despre bani, convingerile tale despre bani. Crezi, de exemplu, că dacă vei avea mai mulți bani, sau nu știu, dacă vei intra într-o luptă din aceasta sau într-un joc al banilor în care să câștigi mai mulți bani, crezi că s-ar putea să pierzi și atunci ai vreo teamă de eșec, ți-e frică de eșec, de exemplu, sau ești ok cu eșecul? Ce fain, am eșuat, da? Ok. Am eșuat, am descoperit un mod în care nu se fac banii, de exemplu. Sau crezi că dacă îți dorești bani, ești mai puțin spiritual, ești mai puțin spiritual, mai puțin bun? Sau oamenii care au bani crezi că sunt răi, sunt egoiști, vor să țină totul doar pentru ei, vor să tragă pe ceilalți? Observă toate aceste convingeri. Uită-te la oamenii care au venituri mult mai mari decât tine și care au un profit mult mai mare decât tine, da? Deci care au bani mai mulți. Uită-te și observă ce crezi despre ei, da? Ce te gândești? A, ăla este rău, ăla este nu știu cum. Pentru că convingerile acestea te rețin din a aduce în viața ta prosperitatea, da? Aceste convingeri te rețin din a aduce în viața ta prosperitatea. Ok, bun. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenția ta acum sunt aceste reguli. Noi toți avem tot felul de reguli despre viață, despre afaceri, despre profesia noastră, despre noi înșine. Care sunt regulile tale? Dacă, atunci. Ce-ți spui? Dacă voi avea mai mulți bani, atunci. Dacă voi avea afacerea mea, atunci. Cunosc o persoană destul de bine care în urmă cu mulți ani îmi spunea că își dorește o afacere de succes. Însă în același timp îmi spunea și așa: da, da, dacă m-aș apuca să-mi fac afacerea mea, n-aș mai avea timp de o familie. Și pentru că vreau o familie, n-am timp de afacerea mea. Și acea persoană încă este în această dilemă, da? Încă este în această dilemă. Să am o afacere sau să nu am o afacere? Dacă am afacerea mea, atunci nu mai am timp pentru familia mea. Dacă am familia mea, atunci nu mai am timp pentru afacerea mea, da? Este ca un cerc vicios. Ce spun? Observă dacă regulile acestea te servesc sau mai degrabă te împiedică și te limitează. Pentru că dacă te servesc, go for it, mergi înainte. Trăiește-ți în continuare viața după aceste reguli. Dar dacă ele te limitează și ți taie aripile și nu te lasă să evoluezi, să crești, să îndeplinești lucrurile pe care, să realizezi obiectivele pe care tu vrei să le realizezi, atunci schimbă-le, da? Dacă am mai mulți bani, atunci prietenii mei vor veni să-mi ceară cumprumut, sau atunci îmi voi pierde prietenii. Ai astfel de reguli în mintea ta, astfel de convingeri în background, de exemplu? Sau dacă aș avea afacerea mea, n-aș mai avea timp pentru X lucru, da? Observă dacă sunt astfel de, convingeri și aștept întrebările tale, așa cum spuneam.